Bine vă găsesc, dragi iubitori ai astrologiei, cunoașterii și autocunoașterii. Astăzi vă voi prezenta o temă misterioasă din lumea astrologiei, care devine din ce în ce mai de interes atât pentru cursanții mei, cât sper și pentru voi cei care alegeți să învățați astrologia acasă. Sau cei care vin la cursuri, dar doresc să aprofundeze această temă acasă. Astăzi eu vă voi vorbi pe scurt despre axa nodurilor lunare și vă voi spune că de obicei când analizez această temă fac referire și la plasamentul lunii. Precum ați văzut poate pe pagina mea, evenimentul pe care îl pregătesc săptămâna aceasta are exact această temă, nodurile lunare și plasamentul lunii. Știți deja că am o mare pasiune pentru lună. Există deja o serie de videouri făcute pe această temă și o serie de articole scrise pe această temă. Vă invit să le vedeți și pe acelea, dacă nu ați avut când până acum. În videoul de astăzi voi vorbi mai mult despre ce înseamnă nodurile lunare, lăsând luna pentru studiu separat. Așadar, nodul nord și nodul sud sunt două plasamente despre care se vorbește destul de mult în ultimul timp, două plasamente pe care le studiază și avansații și au început să le studieze și începătorii, ceea ce mă bucură foarte mult. Nodul nord este de regulă asociat misiunii pe care a ales-o sufletul nostru în această existență sau drumul pe care sufletul nostru vrea să pășească sau să experimenteze lecția de viață sau lecția de conectare cu misiunea mai înaltă a sufletului pe acest pământ. Îmi place întotdeauna când vorbesc despre această axă să folosesc câteva imagini sau câteva asocieri. O parte dintre cei care au venit la cursuri știu deja, mă voi repeta. Sper că în acest fel va deveni informația mai practică sau asocierile ceva mai practice. Întotdeauna când mă gândesc la axa nodurilor lunare, mă gândesc la un pelerinaj. Poate mulți dintre voi care au fost au făcut astfel de călătorii, fie că au fost pentru descoperirea misiunii mai înalte, fie că au fost pur și simplu niște drumeții, ne gândim la ideea de pelerinaj și la ideea de pelerin care explorează și care are o misiune pe care vrea să o exploreze, are o țintă de regulă care are de-a face cu cunoașterea și cu explorarea sinelui. Așadar, ne imaginăm că suntem niște pelerini care merg prin această viață. Iar drumul pe care merge pelerinul, este nodul nord. De foarte multe ori fac această asociere și veți vedea imediat de ce. Deci drumul pe care pășim, acest drum care ne duce spre misiunea noastră personală, este nodul nord, cel puțin în viziunea mea. Iar rucsacul pe care îl avem în spate, pelerin fiind, este nodul sud. Și acest nod sud, rucsacul pe care îl purtăm în spate, vine, bineînțeles, cu resursele, cu lucrurile care ne pot ajuta în drumul nostru. Însă, așa cum vă gândiți, dacă stăm prea mult să ne uităm ce avem acolo în rucsac și uităm că, de fapt, suntem pe drum, putem rămâne blocați într-o zonă de confort. Nodul sud, de multe ori, este asociat cu trecutul sau cu zona de confort sau cu resursele pe care le avem din viața anterioară, în cazul în care credeți în viața anterioară, sau este asociat cu genul de trăsături pe care le manifestăm pentru a ne consolida zona de confort, în timp ce nodul nord de obicei ne scoate din zona de confort sau ne provoacă să ne trăim misiunea personală. Sunt unul dintre astrologii care nu vede un conflict neapărat în cele două plasamente, nu sunt adepta ieșirii din nodul sud pentru a merge neapărat în direcția nodului nord. Mi se pare că cele două trebuie echilibrate și trebuie înțelese, pentru că de foarte multe ori venim cu resurse foarte importante din zona nodului sud și ne îndreptăm în direcția nodului nord cu multă înțelepciune dacă reușim să le echilibrăm. Primesc foarte des întrebarea legată de nodul nord. Acum că am aflat în ce am nodul nord, știu care este misiunea sufletului meu, ce pot să fac? Cum pot să fac să se întâmple lucrurile mai repede? Și răspunsul meu poate fi dezamăgitor pentru mulți dintre clienții mei. Nu ai nimic de făcut. Nu poți face nimic. Sau nu că nu poți. Nu e recomandat să faci nimic. Pe măsură ce integrezi lecțiile, pe măsură ce evoluezi, te duci pe calea nodului nord,
de la sine. De aceea spun că este exact ca drumul pe care mergem. Știi într-un fel care este direcția, iar nodul nord te poartă. Pas, pas cu pas ne ducem în acea direcție pe care alege sufletul nostru. Bineînțeles, dacă suntem intuitivi și dacă suntem atenți la pașii pe care îi facem, va fi mai ușor sau poate vom avea reușite mai mari dacă suntem conștienți. Dar oricum, calea este aceea. Seria pe care o încep de cursuri va fi structurată pe elemente. Vom lucra pe tipurile de elemente, adică vor fi grupate nodurile lunare, de exemplu, în semn de foc și luna în semn de foc, după care vom vorbi despre nodurile în semn de pământ, în semnele de apă și așa mai departe și vom vedea care sunt trăsăturile definitorii și ce înseamnă fiecare lecție de viață. Inclusiv aici, pe canalul de YouTube, o să fac câteva filmulețe despre nodurile în fiecare dintre semne. Până atunci vă puteți verifica unde este nodul nord și veți remarca faptul că în hărțile natale nodul nord este prezentat ca o pereche de căști sau ca o potcoavă, iar nodul sud este prezentat ca o pereche de căști întoarse sau o potcoavă întoarsă. Bineînțeles, este și menționat în dreptul simbolului numele nodului, deci nu vă veți încurca, sunt sigură, dar în cazul în care aveți nevoie de ajutor, îmi puteți, bineînțeles, scrie pe pagina mea oficială și trag o privire pe astrogramă și vă indic unde este plasamentul nodurilor. Ce asociere interesantă mi se pare, pe care o face astrologia ezoterică și astrologia vedică, asociere legată de noduri, ei numesc nodul sud coada dragonului, iar nodul nord capul dragonului. Pentru mine această asociere întotdeauna a fost legată și de trezirea energiei Kundalini sau de trezire și de drumul spre spiritualitate sau drumul spre iluminare. Nodul sud și coada dragonului de multe ori vine cu aceste resurse, inclusiv cu această încărcătură care pentru unii se poate traduce drept energie Kundalini sau energie care are potențialul de a trezi sau de a activa ceva. Iar nodul nord sau capul dragonului este, din punctul meu de vedere, foarte relevant în ce înseamnă partea asta de muncă conștientă și de iluminare și de trezire spirituală sau de conștientizare. Poate nu pentru toți spiritualitatea are un rol atât de important, dar poate trăirea potențialului sau împuternicirea sunt termeni care sunt mai interesanți. Depinde, bineînțeles, ce plasamente aveți în hartă. Așadar, ne putem gândi și la această simbolistică a dragonului trezit și a potențialului care se trezește când ne înțelegem mai bine aceste două plasamente ale nodurilor. Și înainte de a încheia, voiam să vă mai spun despre o informație legată de noduri. Am vorbit despre ea și în cursurile despre relațiile karmice și relațiile între suflete pereche și așa mai departe. Plasamentele nodurilor sunt foarte relevante și în dinamica de cuplu sau în dinamica relațiilor în general, nu numai de cuplu, și relațiilor de prietenie, relațiilor de familie și așa mai departe. Nodurile revin în același semn odată la aproximativ 19-20 de ani. Așadar, eu, de exemplu, am nodul nord în pești, cineva cu 19 sau 20 de ani mai mare decât mine sau mai mic decât mine va avea nodurile în același semn zodiacal. Și de regulă se spune că asta înseamnă că facem parte din aceeași familie de suflete sau că avem o misiune mai înaltă comună. Și de obicei oamenii care vin în viața noastră și au aceste plasamente vin să ne ajute sau venim să ne ajutăm reciproc să integrăm lecția respectivă. Ce se mai întâmplă interesant și aici de multe ori apare dinamica de cuplu, chiar în ultima perioadă cât a fost și Venus retrograd, am avut parte de clienți cu astfel de plasamente, astfel de dinamică foarte des, se mai poate întâmpla să ne întâlnim cu oameni care au nodul nord în semnul în care avem noi nodul sud, să fim pe axa opusă a nodurilor lunare. De exemplu, eu, cum am spus, am nodul nord în pești, să întâlnesc pe cineva cu nodul nord în fecioară, deci să fim opuși. Această opoziție se întâmplă aproximativ 9 ani, 10 ani diferență, depinde, bineînțeles, cât stă fiecare nod nord în semnul respectiv. Și aici există o dinamică foarte puternică și aici există lecții pe care sufletul nostru alege să le învețe prin omul care vine să le învețe această lecție.
De multe ori întâlnim aici relații karmice, de multe ori întâlnim aici genul acela de senzație că știm omul ăla de undeva sau, cum îmi place mie să spun, că sunt genul de relații de predare a ștafetei. Pentru că cineva cu nodul sud vine și îți aduce anumite comori din lumea pe care ai explorat-o în trecut și te ajută pe tine să te duci pe calea ta, dându-ți informații foarte prețioase sau ghitându-te pe calea ta. Așadar, dacă aveți astfel de relații în viața voastră, uitați-vă mai atent și, dacă puteți, mulțumiți pentru lecțiile pe care le-ați primit. Așadar, sper să mă întâlnesc cu voi, cât mai mulți din cei din familia mea de suflete, și sper ca la cursurile pe care le organizez să vă ajut să vă întâlniți și voi ceilalți, oamenii cu care aveți misiune comună. Știți că încurajez la cursurile mele dinamica dintre voi și mă bucur că se leagă prietenii foarte frumoase. Mulțumesc mult pentru că m-ați urmărit și eu vă invit să vă calculați plasamentul nodurilor lunare și să ne vedem cu bine și să ne auzim cu bine. Seară bună!